Pe lângă grija cadourilor și a meselor îmbelșugate, de sărbători nu trebuie să uităm și de securitatea casei noastre. Poliția avertizează că în această perioadă numărul furturilor din locuințe crește. Iată de ce trebuie să fim mult mai atenți decât în alte zile. Iar dacă plecăm de acasă, este bine să apelăm la un sistem de securitate profesionist. Aș recomanda cu o vorbă de noastră moldovenească, că pază bună trece primejde rea. Sistemele de securitate sunt diverse. Deci sunt predate la pază imobili, automobili, pentru un sistem de securitate. Deci se predă obiectul la pază, el rămâne sub pază la dispecerat, în caz necesitate intervine la declanșarea alarmului, intervine persoanele pregătite a noastră pentru a preveni eventuale pătrunderi. Chiar și în cazul când persoana este acasă, poate să dispună și de un buton de alarmă. Nu doar pe perioada sărbătorilor, dar și pe parcursul întregului an, persoanele care dețin imobile, apartamente și chiar automobile se adresează pentru a-și apăra de infractori bunurile. În perioada sărbătorilor aș spune că ele cresc așa solicitări, deoarece persoanele mai pleacă în afara orașului, pleacă poate peste hotare, cu toate chiar că în perioada pandemică s-au mai redus astfel de plecări. Oricum, solicitările nu au scăzut, ele sunt în, așa, se mențin, dar sunt în unele cazuri și în creștere. Deci, oricum, persoanele solicită să le fie securizate bunurile. Polițiștii sunt siguri că în perioada sărbătorilor vor avea loc mai puține intervenții din moment ce pandemia îi obligă pe oameni să stea mai mult prin case. Ideal ar fi să nu uităm că avem un an dificil. Anul ăsta au fost anulate practic toate sărbătorile și toate ceremoniile care erau organizate în anii precedenți. De aceea, recomandarea Inspectoratului General al Poliției este totuși să rămânem acasă și să sărbătorim anul acesta în cercul familiei. În cazul în care totuși suntem nevoiți să lăsăm locuința fără supraveghere pentru o anumită perioadă, oamenii legii vin cu câteva recomandări simple, dar care ne vor ajuta să evităm situațiile neplăcute. Nu lăsați cheile în locuri accesibile, iar dacă aveți rude sau vecini de încredere, rugați-i să aibă grijă de locuințe. Intrarea în bloc sau casă trebuie să fie iluminată. De asemenea, obișnuiți-i pe copii să nu discute cu cei necunoscuți în cazul în care îi lăsați pentru o perioadă scurtă de timp în locuință. În primul rând, pentru că oricine vede viața noastră pe rețelele de socializare, este foarte bine să nu etichetăm adresa unde se află locuința noastră, în primul rând. În al doilea rând, în cazul în care am decis să mergem în ospeție la cineva, evident, într-un cerc restrâns cu respectarea măsurilor anti-COVID, este bine să nu spunem unde mergem și pe cât timp mergem. Și cel mai important este să nu lăsăm copiii acasă fără supraveghere, pentru că ei ar putea să deschidă ușa unei persoane străine și aici vorbim deja despre pericol nu doar al locuinței, dar și al copilului. Potrivit Ministerului de Interne, de la începutul anului în țară au fost înregistrate 2216 furturi din locuințe, 372 dintre care în municipiul Chișinău. De cele mai multe ori, hoții sparg ușile și geamurile, iar furturile, în mare parte, s-au produs în timpul zilei.